Salutare și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. După cum bine ați văzut și în titlu, astăzi vă voi arăta noutățile stylish care își vor face loc în biblioteca mea. Dacă vă întrebați, mai ai loc unde? Și eu mă întreb, dar pentru cărți fac loc, nu se pune problemă. Da. Acum, deci, așa se prezintă situația în momentul actual. Deci presupun că va fi și un clip lung, așa că luați-vă o cafeluță, un ceaiuț, un suculeț, orice vreți, o gusărică și faceți-vă comozi pentru că va fi un clip de lunguț, presupun eu. Dar, da, voi începe cu cărțile pe care le-am cumpărat, pentru că, da, am cumpărat 4 cărți, de ce nu? Coletul aparent, în loc să-mi ajungă vineri acasă, mă sună curierul și îmi spune că doamna Rotaru, zic că da. Am și eu o dilemă. Dumneavoastră stați la romani sau la români? Am zis că la români. Pe pachetul dumneavoastră a ajuns în sediul la roman. A, da, mi se întâmplă destul de des să-mi ajung coletele la roman, așa că care baiu. O zis că, ai, ok, bine că s-o rezolva situația, vă facem redirecționare și probabil luni marți vă veți primi pachet. Da, pentru că lumea nu a auzit de români, români, roman, oricum sunt la vreo 30 de kilometri distanță una de alta, așa că, da. Cărțile le-am scos doar din hârtia în care mi-a venit, le-am lăsat aici, oricum eu știu ce cărți am comandat, așa că nu e surpriza pentru mine. Vin împachetate în folie din aceasta, eu o strâng pentru viitoarele pachete pe care le voi face, pentru că de unde găsesc eu folie din asta cu bule, sau când sunt nervoasă, o iau și o sparg. 4 cărți la număr, după cum ați văzut și câteva titluri. Voi începe cu prima care a fost acolo. Prima se numește Imperiul de Aur de Lena Hills. Sincer, nu am citit nicio carte de la această autoare și vă spun sincer, nu știu absolut nimic despre cărți. Eu când îmi aleg cărțile, aleg după cofertă, nu obișnuiesc să citesc sinopsisul pentru că sunt cărți care dau spoilere și mie nu-mi plac spoilerele. Și așa că eu îmi aleg cărțile după copertă și după titlu. Și aceasta mai ales pentru că îmi place coperta, e superbă, mai ales culorile acestea de lila și mov și arată foarte bine. Uitați, am găsit un semn de carte. Foarte drăguț, scrie Așternutul de paia adăpostit oameni liberi, sub marmură și sub aur locuiește robia, Seneca. Și pe această foicică, na-na-na-na, avem un cod voucher de 20% discount, client 20, oricum vă las în descriere, pentru comenzi de minim 100 de lei, pentru a beneficia de 20% reducere. Alătură-te și tu grupul nostru de cărți din Facebook, editura Stylish, pentru a fi la curent cu lansările, promoțiile și concursurile noastre. Da, cei de la Stylish organizează destul de des concursuri, deci stați aproape. Următoarea carte este aleasă pentru că am ales-o pentru că este groasă. Eu iubesc să citesc cărți dintre astea mai subțirele și faceți voi comparație cât e asta și cât e cealaltă. Dar da, citisem un cepere de recenzie, dar n-am citit-o chiar pe toată și lumea și-a dat cu părerea și a spus că este una bună și că da. Și mai ales pentru faza că este foarte groasă și am zis că să încerc și eu. Plus că mi-a plăcut coperta și gen numele Întâlnindu-l pe domnul Parker. Mă și gândesc că este o poveste dintre asta între doi care se cunosc întâmplător într-un loc mai... habar n-am, un restaurant, un hotel, ceva la un loc de muncă. Adică ea se duce să se angajeze sau ceva. Nu știu. Dar asta mi inspiră. Oricum, pentru fiecare o să aveți recenzie pe pagină, așa că stați fără griji. Dacă se mișcă cadrul, mă scuzați, dar cu asta defilez. Următoarea carte pe care am luat-o a fost pentru că am mai citit o carte de la această autoare și am rămas plăcut surprinsă de povestea pe care a scris-o. Iar autoarea despre care vorbesc este Helen Ann și am zis că trebuie să am ultima zi și trebuie să mai pun mâna pe Obsesia. Deci da, vreau să am toate cărțile lui Helen pentru că a scris-o, cartea pe care am citit-o
Locul unde obișnuiesc să mă iubești era o carte genială cu un final. Doamne, deci nu mi-am dat seama că se poate termina în felul ăla și am zis că să vedem și cum se manifestă această carte, da. Dar de asta sunt tare încântată, plus că îmi place și coperta. I love it. Așa, deci precizez, aceste 3 au fost 15 lei bucata, iar ultima carte a fost 5 lei, iar aceasta este Amalia, Jurnalul unei iubiri, volumul 1, de Liza Caran. Nu știu. M-am spus, eu am luat cărți de pe copertă. Nu mi-am dat silința să citesc sinopsisul sau genul, cum v-am spus, nu-mi place să citesc sinopsisurile. Și am zis că de ce să nu pun și pe ea, că costă 5 lei, deci cu 5 lei în plus, cu 5 lei în minus. Da? Deci cărțile au fost 15 lei, plus că eu am folosit și codul acela de cărți 25 pentru 25% reducere și cărțile erau 50. Reducerea care mi s-a acordat a fost de vreo 13 lei, care echivala cu transportul. Deci reducerea mea, am avut reducere, dar mi-a cuprins transportul, adică în loc să plătesc 63, am plătit doar 50. Deci, bun venit în noua mea bibliotecă! Frumos, frumos, frumos. Acum mă duc să le pun undeva și să începem cu celelalte bucăți din cutie, pentru că sunt multe. Așadar, începem cu aceste cărțoaie și le voi ține în brațe și caut cumva să... Da, încep cu astea. Vă încep cu acestea 3 pentru că sunt... Da. Am primit vineri de la Daniela Cavasi, volumul 1 din Esența Iubirii, parfum de scorțișoară. Pare interesantă coperta, tocmai s-a lansat acum pentru cele 25 de noi apariții și volumul 2 și 3 și trebuie să pun mâna și pe ele, bineînțeles, pentru că nu prea îmi place să citesc seriile dacă nu am... cărțile în bibliotecă sau nu, sau știu că nu sunt pe piață, aștept până apare măcar cartea a doua, pentru că, nu știu, nu-mi place să rămân în suspans cu subiectul în aer și să aștept până apare volumul următor, iar când citesc cartea respectivă să uit detalii din primul volum. Dar voi pune mâna repede și pe ele și, da, vom ști. Următoarele două sunt din seria Hell and Cox. Prima se numește Nu judec trecutul, de care am auzit foarte multe păreri pozitive. A doua se numește Plăceri și păcate. Mi-aș fi plăcut să inserez în acest clip și o poză cu mine și cu autoarea, pentru că mi le-am dat personal în mână. Ne-am întâlnit în gară când am mers la ea și amândouă și am stat și la coadă, adică am vorbit. Și am spus că vreau să facem o poză, dar nu am mai apucat. Și aș fi vrut să fac o poză. Și a fost și tare drăguță, dar și Daniela a fost drăguță. Mi-a scris un mesaj așa de drăguț, mi-a scris aici așa pentru mine. Îți doresc ca această carte să te găsească cu zâmbetul pe buze. Sper din suflet să-ți placă, să te înțelegi cu personajele și să nu le vânezi dacă vor face vreo prostie. Lectură plăcută, te îmbrățișez, Daniela, și te îmbrățișez. Îți mulțumesc tare, tare, tare mult! Așa, și la fel și Denisa mi-a scris... pentru Antonella, lectură plăcută, cu drag, Denisa. Pup! Și mulțumesc! Și la fel și pe volumul acesta, mi-a scris la fel și mulțumesc tare, tare, tare mult! Ador când am cărți cu semnătură. Deci, le ador. Așa știu un motiv mai bine întemeiat, că dacă vă da cineva cartea sau îi dau cuiva cartea și nu mă mai dă înapoi, știu că e cartea mea și n-are cum să se justifice că nu e adevărat. Dar oricum, eu de obicei nu dau cărți, așa că, da. Și acum, 2, 4, 6, 8, 10. Trecem la cele 10 apariții de la Stylish pe care le-am primit. Aveam la alegere. Și voi începe cu seria Dragoste All Inclusive, pentru că sunt și cele mai butucănoase cărți. Îmi place mult coperta și ador seriile care au coperți de genul. Mai am seria Rivali, Alexandra, dar cam atât am bibliotecă și îmi plac așa de mult. Așa, aceasta este foarte, foarte, foarte drăguță și este compusă din 3 cărți. Acesta este volumul 1, Craiul din Olimp. Precizez, toate sunt plus 18, așa că
aveți grijă ce citiți. Caiul din Olimp, volumul 1, volumul 2 se numește Confesiuni din Paradis, tot plus 18, și volumul 3, Paradisul Păcătoșilor. Coperțile sunt super interesante și v-am spus, sunt groase și chiar scurioasă în cât timp le voi termina, dacă mă va prinde povestea, dar sper să mă prindă, că de obicei v-am spus, n-am fost niciodată dezamăgită de cărțile Stylish, mai sub 4 steluțe nu a primit niciuna, deci vă dați seama cât de mult îmi plac, mai ales sunt romansuri, eu ador romansurile, deci dacă vreți să mă faceți fericită, dați-mi un romans și sunt happy. Deci, da, eu le-am spus prietenilor mei, dacă vor să-mi facă cadou de ziua mea ceva, cărți, nici să nu mai stea pe gânduri, le dau listă cu ce am și să-mi ia ce nu am, așa că da. Următoarea carte se numește Sin, de Alexandra Andreica. Are o copertă destul de interesantă. Chiar sunt curioasă dacă are treabă cu gladiatori sau ceva de genul, că el așa, asta mi-inspiră un gladiator. Dar are pătrățele. Și aici are o rană. Ea nu se vede pe carte foarte bine. Eu sunt Sin, primul păcat capital. Da. Următoarea carte este de la Lorena Len, Moștenirea. Prima carte din seria În numele iubirii, de la Lorena Len, am mai citit Suflete pereche. Prima carte cu care am început pasiunea aceasta pentru cărțile Stylish. Și mi-a plăcut tare mult cum a scris și chiar sunt curioasă și de această carte. Oricum, ea este o serie, abia a apărut volumul 1, dar cu timpul vor apărea și celelalte volume și bineînțeles că o să trebuiască să fac serie ca să le pot citi ca lumea. După aia avem completarea seriei Vecini de Hannah Lee. Cartea a treia, Atingeri interzise, și cartea a patra, A doua șansă. Am citit primele două cărți, am rămas surprinsă. Mi-a plăcut foarte mult că personajele au avut acțiunea în România, București mai exact, au avut nume românești. Asta îmi place foarte mult când citesc cărți cu nume românești, pentru că mi-e mai ușor să le rețin, sau locurile unde se petrec, ca să-mi pot face și eu o idee în minte, pentru că eu așa țin minte cărțile. Cum îmi fac eu filmele în cap, nu după coperți, nu după astea. Dacă îmi spui Orașul Patimilor, eu mi-am imaginat acolo, mi-am făcut eu chestii, fantezii, idei, cum arătau personajele. Și da, eu astfel rețin acțiunea din cărți, dar sunt tare curioasă de ce se întâmplă și în aceste două volume. Deci, da. Le pun imediat lângă ceilalți vecini ca să fie toți patru. Poate ies la un ceai sau ceva. Următoarea carte mi-a plăcut tare, dar tare mult coperta. Sined și Alegerile greșite, de Carina L. Alexandra. Deci arată super coperta. Mie una îmi place. Nu știu absolut nimic despre cărți, dar le-am luat după copertă și niciodată nu am greșit. Să mă îndrăgostesc de a fost cea mai bună alegere greșită pe care nu am luat-o. Deci, da. Următoarea carte se numește Călcând pe cioburi, de Mirela Iconaru. Mi-a surâs titlul, Călcând pe cioburi. Chiar sunt curioasă ce poveste ascunde această carte. Este o carte relativ scurtă, are 300 de pagini, dar are un scris ok, adică nu sunt cărți dintre la un scris super mic. Mai am eu cărți și alea le citesc foarte, dar foarte greu și nu-mi plac. Îmi plac cărțile cu un scris relativ ok. Iar ultima carte și nu cea din urmă, care mi-a făcut cu ochiul încă de când am văzut că trebuie să se lanseze. Curioși? Nici nu mai știu să vorbesc. Efectul lui Lucifer. Deci mi-a plăcut coperta, dar și titlul. Și foarte multă lume este curioasă de această carte. Deci, abia aștept să pun mâna pe ea să citesc. Are destule pagini. Mai exact 474, dar nu cred că va fi o problemă numărul de pagini. Dacă povestea mă va prinde, bravo ei! Dar sunt foarte, foarte curioasă de carte. Da, și cam acestea au fost noutățile Stylish din biblioteca mea. Un urman de cărți! Iar la aceasta voi avea activitate, pentru că o să citesc. Dar sper să-mi permită timpul, pentru că facultate. Și școala online
și examene și sesiune și parțiale și învățat și prea multe, dar oricum pentru citit mereu să fac timp pentru că mă relaxează, mă face să uit de probleme, să las deoparte lumea în care trăiesc și să fac cunoștință cu alte lumi în care uneori e mai bine, uneori e mai rău, dar da, pot să cunosc chestii noi, poate din care am ceva de învățat sau, dar din cărți am învățat că în relații trebuie să comunici, pentru că am observat că în multe relații nu se comunică și mă enervez și vine să-i bat și să fac așa un box cu personajele. Dar da, cam acesta a fost clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut să vă uitați la ce cărți mi-am luat, doar că nu prea știu foarte multe lucruri despre ele. Oricum, recenzii vor apărea pe pagină după ce le citesc, v-am obișnuit cu asta. Vor fi și clipuri, voi vorbi despre ele, dar am zis așa să fac un clipuleț cu ele, neștiind nimic, și să mai fac un clipuleț cu ele după ce le citesc și îmi fac o idee despre ele. Acum vă spun că toate îmi surâd, toate mi se par interesante, dar vedem peste timp dacă într-adevăr au fost ok, au fost peste așteptările mele, m-a dezamăgit vreuna, dacă ați citit vreuna din aceste cărți, vă rog să-mi lăsați un comentariu la clip sau puteți să-mi scrieți și pe Instagram, mă găsiți și acolo, vă las pe aici așa numele meu sau numele paginii de Facebook, pentru că mă găsiți și acolo, postez și acolo destul de des. Și da, acestea fiind spuse, acesta a fost clipul de astăzi. Apreciez orice susținere din partea voastră, cu un like, subscribe canalului, să vă abonați, să activați clopoțelul pentru a fi la curent cu fiecare clip pe care îl postez, un comentariu în care să-mi spuneți absolut orice, dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, ce v-a plăcut, dacă ați citit o carte din cele pe care vi l-am prezentat, orice, sau sugestii de clipuri ce vreți să fac pe viitor, eu sunt deschisă la toate sugestiile voastre, mă bucur când primesc sugestii de la voi și asta vreau, să primesc cât mai multe sugestii de la voi, pentru că aici trebuie să fac clipuri care să vă placă vouă, pentru că voi vă uitați, nu neapărat doar eu, oricum eu mă uit când le editez și poate când vreau și eu să văd ceva sau să râd de mine efectiv. Dar da, acesta a fost clipul de astăzi, vă mulțumesc că ați stat cu mine până aici, vă doresc mult succes în continuare, baftă la școală, stați acasă și aveți grijă de voi, iar noi ne revedem data viitoare cu un nou videoclip. Bye!